Федерация молдавского футбола лансирует новый проект, dedicat dezvoltării fotbalului feminin, Playmakers. Un proiect realizat de UEFA în parteneriat cu Disney se adresează fetițelor cu vârstă cuprinsă între 5 și 8 ani. Moldova este una din cele 22 de țări alese de Forul European pentru implementarea proiectului, care va fi desfășurat în 26 de centre din țară, care deja s-au înscris în acest proiect. Programul se concentrează pe eliminarea barierelor cu care se confruntă în mod normal în sport, oferind oportunitatea de a juca într-un cadru necompetitiv, unde lipsesc stereotipurile. Diferențele individuale sunt celebrate, iar abilitățile de viață sunt perfecționate. Aderarea la acest program pan-european este o declarație de intenție pentru fotbal în Moldova. Dacă dorim cu adevărat să aducem cât mai multe fete în sport, trebuie să înțelegem modalitatea și circumstanțele care poate să facă acest lucru să fie real. Rolul данного proiect заключается в работе с девочками от 5 до 8 лет через создание позитивной атмосферы, через игру, через позитивные эмоции, чтобы не обязательно, что девочки будут заниматься дальше футболом, но они будут обучаться через игру. И также двигательные навыки и базовые навыки футбола. Но это все происходит через сказку, через рассказывание историй. То есть тренер должен воплотиться в героя и на уровне с детьми объяснить и рассказать эту сказку. După părerea mea, desigur, proiectele respective sunt foarte importante pentru dezvoltarea fotbalului, din cauza că accentul Federației într-adevăr a început să pună de la copii mici, unde să fie promovat dragostea față de acest gen de sport. Desigur, pentru noi, pentru antrenori, este cu mult mai ușor să lucrăm cu copilașii de mici, când ei de la vârsta de 5-8 anișori îndrăgesc acest sport și îl practică în continuare. Мы должны полностью продумать во время мероприятий полностью, кто нам помогает.